De Roman, capitolul 6, de la versetul 17, verset care a fost citit la timpul de rugăciune. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumesc bunului Dumnezeu că suntem din nou împreună la părtășie. Spun din nou că, după evidențele mele, nu a trecut mult de când am fost aici. Frații mai în vârstă își aduc aminte bine că eu un an de zile am luat parte la adunările acestei biserici, un an de zile. Și dacă bine mi-aduc aminte, aproape în fiecare joi seară, am tot predicat aici. Și acum am lăsat adunarea ca să mă uite un pic și am venit iarăși că vă port în rugăciunile mele și am despre voi o plăcută aducere aminte. Lucrul ăsta pentru cei mai tineri se întâmpla acum 25-26 de ani. Apoi în anii aceștia am fost, cred că o dată sau de două ori. Dar mulțumim Domnul că suntem aici. Am fost dimineață chemat la biserica Ziua Harului. Au avut loc niște botezuri în apă. Și fratele Doru m-a contactat și a spus: nu vrei după miază să rămâi la noi? Și eu m-am așteptat invitat. Că eu mai spun fraților că eu într-o adunare merg în două posturi. Ori trimis de Domnul, ori chemat de frați. Și fiindcă frații m-au invitat, eu le mulțumesc de invitație, doresc pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Deși aș fi vrut să plec la amiază acasă. Dincolo la Ziua Harului spuneam că eu aseară la ora 9 eram într-o localitate lângă Beclean, aseară la 12:30 eram la comunitate, făceam rânduială niște acte, m-am culcat la ora 1, m-am trezit la ora 5, am venit aici cu gând ca să dorm până începe adunarea, când mi-era foarte somn. Și mă întreba soția pe drum: măi, ți-i somn? Mi somn. Întreba: tare? Tare mi somn. Vezi să nu adorm. Zic: lasă că ajung pe la 8, înainte de 8 la adunare, și atunci adorm un pic, că s-a obișnuit. Și am ajuns în 8, la 8 în Iași și până la 9:20 am căutat adunarea. Și atunci, în stare ce e de căutare, și când am ajuns la adunare, am căutat, cred că vreo 20 de minute, o parcare, mi-o sări somnul, i-am spus la frate. Cu cât am căutat o parcare la voi, mi-o sări somnul, îmi venea să mă duc la o adunare de țară undeva, unde pot să trag mașina să parchez. Dar acum suntem aici și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe tot. Apostolul Pavel spunea în Romani că ori vrem, ori nu vrem, noi avem un statut de robi. Suntem ființe create de Dumnezeu. Numai că noi putem fi robi ai păcatului sau putem fi robi ai neprihănirii. Că sunt doi stăpâni, Matei, și nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Care e dorința noastră? Care e starea noastră? Și în seara asta aș vrea să vorbim despre lucrurile acestea. Pentru că robul nu face ce vrea el. Robul face ce îl pune stăpânul. Robul nu se îmbracă cum vrea el. Robul se îmbracă cum îl pune stăpânul. Într-o adunare era o fată care venea așa mai indecent îmbrăcată. Și da așa un ton la modă și eu m-am dus, am vorbit cu ea și am spus: măi, dar tu ești fată pocăită, ești fată tânără. Am învățat-o de bine, eu a pus capul în jos, mi-a mulțumit frumos și eu pe mine m-am felicitat, sunt păstor înțelept, vezi? N-am spus de la amvon, am vorbit cu ea și am câștigat-o. Măi, duminica viitoare vine mai urât îmbrăcat, mai scurt, mai strâmtă. Și mi-am dat seama, măi, este roba unui păcat și stăpânul pune să se îmbrace așa.
că robul nu se îmbracă cum vrea el, cum îl pune stăpânul. Du-te tu la pușcărie cu papion, vezi dacă te lasă. Îți dă haine vargate, că așa e acolo ținuta. Acum noi suntem robi. Putem fi robi ai păcatului, adică să ne stăpânească diavolul. Unii sunt robi ai stricăciunii, e același lucru. Unii sunt robi ai oamenilor, spune, nu vă dați robi oamenilor. Unii sunt robi a unor învățături. Există robia învățăturilor. Frații mei, un creștin ortodox merge la biserică, sărută icoanele, aprinde lumânările, se roagă la sfinți, pentru că el așa a fost învățat. El așa crede că e bine. Un penticostal ca noi, botez cu Duhul Sfânt, vorbind în limbi, prorocii, vindecări, har. De ce? Așa am fost învățat. Eu sunt născut, am 60 și ceva de ani de când sunt pocăit. Și mama mea născută în 1930, născut în pocăință. Și bunicul meu condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, în vremea lui Antonescu. Dar eu așa am fost învățat în casă. Creștinul de ziua șaptea, adventiștii, ei sunt sabatul, au ritualurile lor, creștini ăstea, adventiști, reformiști, admite tabieturi alimentare. De ce? Că așa au fost învățați. Ca un om să schimbe credința sau măcar religia, el trebuie să schimbe întâi învățătura. Să spună, Domnule, ce am știut eu, nu-i bun. Să îmbrățișeze altă învățătură, pentru că oamenii sunt robi învățăturii. Doresc ca Domnul să ne aducă în atenție în seara asta dreptarul învățăturii sănătoase, de care vorbea Apostolul Pavel. Și ăsta îl găsim în Sfintele Scripturi. Mulți oameni vin și la mine și spune, Domne, eu m-aș pocăi, dar unde? Acolo ăștia spun așa, acolo spun așa. Eu spun, omule, du-te acasă, citește în Scriptură și ce scrie acolo, aceea fă. Eu nu chem veniți la noi. Sau du-te acolo sau dincolo. Fă ce scrie în Scriptură. Și dacă ești un om cu cuget curat, Dumnezeu te va îndruma unde trebuie să mergi. Vorbind de robia aceasta, fraților, a venit Domnul Iisus Hristos că noi nu ne puteam dezrobi sânt. În Galateni, capitolul 1, versetul 4-5 spune, El ne-a smuls din veacul acesta rău și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. A venit Hristos ca să ne smulgă din robia păcatului, unde eram ținuți acolo, în nelegiuirile noastre, și ne-am făcut robi ai neprihănirii, prin ascultare de Scriptură. Eu de multe ori am avut discuții mari cu mulți oameni și cu fel de fel de oameni, și câte unul spunea, băi, scrii la carte, măi, ai citit odată Biblia? Nu, recunosc. Și atunci, dacă n-ai citit niciodată, e cum, ca și cum aș duce eu la un medic aici, măi, unde? Tu ești din Bosanci. Am o fată care e rezidentă aici, din sala noi. Și când doctorul, un mare specialist, ar începe să opereze, eu mă duc, spun, doctor, noșa, hai că-ți arăt eu. Mă, dar tu de unde știi? Păi am fost ceferist o viață întreagă. Ce ar spune doctorul? A spune că nu-i cuvinte, nu? Măi, oameni buni, când vrei să ai o contrazicere teologică, eu te întreb, ai citit odată în Biblie? Și în seara asta, îndemnul meu este să punem mâna pe Sfânta Scriptură. Că așa spunea, ați ascultat din inimă de îndreptarul învățăturii. Și învățătura curată și sfântă e în Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să schimbe. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să îndrepte. În Psalmul 33, versetul 6 spune că cerul le-a fost făcute prin cuvântul lui. Versetul 9, el poruncește și ce poruncește ea ființă. Luca 1, cât 47, nici un cuvânt din gura lui nu-i lipsit de putere. În Matei 24, cu 35, cerul și pământul vor trece, cuvintele lui nu vor trece. Apocalipsa 14, cu 6, am văzut un înger zburând cu o evanghelie veșnică. Asta e veșnică. Cum ne raportăm la Scriptură? Când ați citit ultima dată?
avem mijloace, o explozie a tehnologiei în domeniul informaticii. O vorbă spusă azi la Iași înconjoară globul pământesc într-o secundă pe internet. Avem atâtea surse de informații. Când ați citit în Scriptură ultima dată? Noi am avut în adunare un frate presbiter deosebit, un om al lui Dumnezeu, tată la 11 copii, unul căsătorit, 10 au rămas orfan, că fratele a murit, dar îmi spunea el că într-o duminică la amiază a dus acasă o soră bătrână, văduvă. Și a spus soră, hai să-i duc eu până acasă. Și în mașină, ce mai faci, soră? Măi, frate Sami, era prin luna februarie, martie, așa, m-am apucat de la anul nou să citesc Scriptura, din Genesa până în Apocalipsa. Și fratele Sami spune, ce coincidență, și eu m-am apucat de la 1 ianuarie să citesc. Soră, pe unde ai ajuns? Soră spunea că parcă prin Efeseni am ajuns. Întreabă, dar tu? El o scrie, eu nu i-am mai răspuns, că eu eram pe la Levetic, abia ajuns. Probabil că nu zâmbesc toți, că unii nu știu unde e Leveticul. Și spune, măi, mi-a fost rușine. O bătrână văduvă cu ochelari de aia mari a ajuns în 3 luni la Efeseni. Iar eu, presbiter, predicator, am citit numai un pic din Scriptură. Voi cât citiți din Scriptură? Dumnezeu să ne dea drag de Scriptură, frate. Aici e cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi spune că ne-am făcut robi ai neprihănirii. Dar eu am vrut să mă testez că de fapt ce e neprihănirea? Neprihănirea înseamnă o stare după voia lui Dumnezeu, despărțit de păcat. Sursa neprihănirii la Dumnezeu, Ioan 17:25, neprihănitule Tată, scrie acolo, se roagă Domnul Iisus. Și la noi vine neprihănirea asta prin credință, da? Așa spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 6, versetul 21. Cum a stăpânit păcatul în trupul nostru, acum stăpânește sfințenia, stăpânește Dumnezeu și suntem neprihăniți. Dar eu am vrut să văd, dar eu sunt neprihănit? Și am testat. Cum am testat eu neprihănirea mea? Am spus că trebuie o preocupare permanentă pentru neprihănire. 1 Timotei 6:11, 2 Timotei 2:22, caută neprihănirea, urmărește neprihănirea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Neprihănirea trebuie căutată, trebuie urmărită, trebuie să faci de neprihănire o preocupare a vieții tale. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. A fi neprihănit înseamnă să ai o atenție deosebită, să fii foarte atent. La ce? La imaginea ta. Că neprihănirea e ca o platoșă. Cum arăți tu ca om? Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Eu îl reprezint pe Dumnezeu prin neprihănirea care o am. Și reprezint biserica prin felul cum arăt. Eram mai tânăr, făceam casă, o casă care o fac de 30 ceva de ani și încă n-am gătat-o, cu unde termin să stric în partea cealaltă, și predicam când aseară, undeva prin Bistrița, de lucrurile astea trecătoare. Am citit undeva că cel mai mare consumator de fier din lume e rugina. Și așa e cu averile și casele noastre. Și eu îmi făceam o casă, mai turnam niște beton, trebuia încă un sac de ciment, nu era vara ca cu niște pantaloni mai scurți, cum mai eu, sară mașină, vine maică, mă vine cu așa, unde duci? Cumpăr un sac de ciment, dă-i drumul și te îmbracă. Dar e cal, mama, și mai dă-i drumul și te îmbracă. Măi, tu ești popul apocăiți. Oamenii în sat așa știu. Când te vedi în chilos prin sat, ce spun oamenii de tine? Și înaintea mea a fost păstor fratele Ion Iremii. L-a chemat domnul acasă la 74 de ani. Tu dacă l-ai fi văzut pe fratele Ion prin sat, îmblând în pantaloni scurți, ce spuneai de el? Și îmi spune, dacă ai vedea un preot ortodox cu hainele pe el, dar numai în pantaloni scurți prin sat, ce îi spune tu de el? Păi nu i-ar sta bine. Apăniții nu stă bine. Când până la urmă noi reprezentăm așa în mod fizic, o entitate, o biserică, nu? Voi trebuie să faceți cinste bisericii din Iași. Și când se uite cineva la voi, eu când am făcut în armată, prin anii 80,
M-am dus la Timișoara, așa mi-era de dor de adunare, că nu vă pot spune. Și multă vreme m-au ținut în cazarmă, până am depus jurământul militar. N-aveți voie, cine a făcut armată știe. Și când într-o duminică mi-a dat un bilet de voie să ies până în oraș, eu am spus, mă duc la adunare, îmbrăcat militar, unde Timișoara? Și eu un băiat de la țară, n-am fost niciodată. Și m-a rugat, Doamne, dă-mi o călăuză undeva să mă duc la adunare. Am mers spre centrul orașului și am văzut două fete. Și am spus, astea-s pocăite. Dar de unde am știut? Mă, erau îmbrăcate ca niște pocăite. Și așa, printre oameni, fără să mă bănuiască ele, eu de departe le-am urmărit și fetele au intrat în adunarea de pe Romulus, era fratele Codreanu. Și atunci am fost prima dată la adunare. Acum, săptămâna trecută, am fost la Elim, la Timișoara, și am întrebat, acum dacă m-ați luat după voi, prin Timișoara, unde ați ajunge, la adunare sau unde? După cum arătați, o pus capul în jos. Că s-a schimbat ceva în pocăință, dar nu în bine. Și Dumnezeu să ne dea mai multă pocăință, frate. Amin. Și acum vorbim de neprihănire, rob al neprihănirii. Îți atent la imagine, că eu reprezint pe Dumnezeu printre oameni. Și oamenii atâta de bine știu și ei, când faci o greșeală, zicea, tu n-ai voie, că tu ești pocăit. De parcă el ar avea voie, dar oamenii știu. La noi în sfat, avem un frate omorit acum, spunea, măi frate Dragoș, când noi ne-am pocăit, mare prigoană, era și mare bajoc luam. Eram ocărâți tare când ne-am pocăit. Și acum suntem ocărâți că nu suntem pocăiți. Și oamenii spun, măi, dacă ești pocăit, tu de ce faci așa? Voi sunteți pocăiți și parcă s-o schimba ceva. Eu mă rog Domnul să ne ajute să ne pocăim mai bine. Amen. Când spunem de atenție, atenție la imaginea noastră, atenție la preocupările noastre, Roman 6:13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte a nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă vii de morți cum erați lui Dumnezeu și mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Doamne ajută! Amen. Eu am o istorie, o povestioară urâtă. Un băiat din altă parte, de departe, însurat cu o fată de la noi, băiatul acela venind înspre socri, o paralizat, cine era în dreapta, a fost atent și nu a avut accident, a pus mâna pe volan, l-a adus acasă, la socri, o chema niște frați ca să ne rugăm pentru el, noi ne rugam, el un băiat înalt, frumos, aspectos, așa tare, și se uită un proroc la el și spune, mă, ce băiet frumos, o ce mâini frumoase ai, de ce ți-o dat Domnul mâinile astea? Și el nu spunea că nu putea vorbi, vorbea foarte rău. Spune că, măi, ți-o dat Domnul mâinile ca să mângâi nevasta, măi, tu ce ai făcut? Și el, cum era paralizat, așa îi curgeau lacrimi, nu putea vorbi, plângea în continuu. Și spune, ai bătut, așa, ai bătut. Socrii au rămas așa că ei nu știe, fata nu le-a povestit. Eu cred că băiatul ăla s-a pocăit că Dumnezeu l-a vindecat la rugăciune. Ne-am întâlnit mult, asta a fost cu câțiva ani înainte, și l-am găsit în adunare și părea că e pocăit acum. Părea că e pocăit. Spune Apostolul Pavel în Corinteni Comoara, aceasta o purtăm în niște vase de lut. Dar azi am amintit ceva dincolo. Vasul de lut e trupul nostru. Dar în Levitic 19 spune că orice vas de pământ care n-are capacul bine pus, va fi necurat. Noi avem niște capace. Niște capace la ochi, niște capace la urechi, niște capace pe la gură și când nu strânsă bine, eu am experimentat capacele astea desfăcute. Știi că există posibilitatea să devii necurat? Că dacă nu știi să te uiți și nu veghezi asupra ochilor tăi, e problemă. Ezechiel 20 cu cât cu 7. Lepădați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. Iob 31 cu 1. Făcusem un legământ cu ochii. Psalm 101, versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, dar tu când pui rău și te uiți la rău, nu se murdărește comoara dinăuntru, când n-ai pus bine capacul. Și atunci ce facem? Matei 5,
sau cât 28, dar eu vă zic că cine se uită la o femeie, deci dacă ochiul tău cel drept îi face să cază în păcat, scoate și le apădă. Apocalipsa 3:18, te sfătuiesc să vii la mine să cumpere ale fiii, să ne dea Domnul ale fiii. Noi nu putem schimba lumea, frate, nu putem schimba noi Iașul. E o lume stricată, e murdară, e pervertită, dar putem să ne păstrăm noi curați. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și să punem bine capacul strâns la vasul ăsta de pământ, că acolo unde nu-i capacul bun, intră gunoi, intră mizerie și devenim necurați. Domnul să ne păzească. Amin. Atenție la preocupările noastre. Ce faci cu ochii, cu urechile, cu mâinile tale, cu picioarele tale? Atenție la anturaj. Că ce legătură între neprihănire și fără de lege, spune Pavel. 1 Corinteni 15:33, tovărășiile rele stric obiceiurile bune. Am întâlnit familii care au ajuns la faliment. Am întâlnit tineri care au căzut de pe calea pocăinței, măcar că v-o să aduci la binecuvântare din pricina tovărășiilor rele. Că bine spune Scriptura că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Despre Lot neprihănitul, Lot își chinuia sufletul în fiecare zi de ce vedea și auzea acolo în Sodoma. Pentru noi e un chin ceea ce vedem, ne chinuim sufletul de ceea ce auzim sau e o plăcere. Când vorbesc așa de steaua și dinamo, ei și tu cuvântul acolo te înflăcărezi. Când vorbesc de Tăricianu sau Băsescu, cine-i președinte acum, îți dai și tu cu părerea? Când vorbesc de nu știu ce, îți place sau nu-ți place? De câte filme și de câte vorbesc cu oamenii și se adună ciucuri și au dezbatere acolo, tu ca pocăit ce faci? Îți place? Neprihănitul ăsta, Lot, își chinuia sufletul din ceea ce vedea și auzi. Atenție, dar, la anturaj. Și asta înseamnă neprihănire. Neprihănire înseamnă să fii roditor, să dăruiești, să fii bun cu alții. 2 Corinteni 9:9, de aceea se spune, a dat, a împrăștiat, neprihănirea lui va rămâne. Și eu am testat nivelul meu de neprihănire. Și vă spun, în multe domenii m-am văzut așa de slab, încă mai am nevoie și mă rog Domnul să mă ajute să trăiesc în neprihănire. Frații mei, se vorbea aici de către fratele Domnul să-l binecuvinteze, care a fost la timpul de rugăciune, că a pus Domnul metode de curățire pentru noi. Că știe că trăim pe pământ, într-o lume murdară. Și Domnul vrea să ne aibă tot timpul curați, parbrizul ăla să-l spălăm tot timpul. Care ar fi metode de curățire? Și eu vă spun, una din ele e Sfânta Scriptură. Că în Efeseni 5:26 spune, ca să o sfințească prin botezul cu apă, da? Să o sfințească prin cuvânt, prin botezul cu apă. Citirea Scripturii te face mai bun, mai curat. Simpla lecturare, faptul că citești în Scriptură, devii mai curat. Poate v-am povestit sau nu v-am povestit, la Ițcan este o fermă de menoniți. Și este o mică adunărică. Și a fost acolo un frate și a predicat la noi, că la ei unde, nu știu unde, în America, aici. Era o bătrânică, îngrijea de un nepostă la ea și nu voia să meargă la adunare. Și într-o zi bunica vine la mea, spune, măi, așa de frumos a fost la adunare, n-ai vrut să mergi azi. Dar băiatul tânăr, adolescent, spune, bunica, de unde s-o citit azi? Bunica se gândește, măi, nu mai știu, am uitat. Și era la țară, avea un coș de noiele și la ia o găleată de apă, toarnă, scutură și arată, uite bunica, atât au rămas în tine azi. Și bunica îi spune, vine încoace, ai văzut când ai turnat apa în coș, coșul era colbăit, era prăfuit, dar când a trecut apa, uite ce curat s-a făcut. Ascultând o predică din Scripturi, te curățești. Citind Scriptura, te faci mai curat. Domnul să ne dea drag de Scriptură, încă o dată repetă. Există metode de curățire. În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7 spune, dar dacă umblăm în lumină după cum El însăși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Lui
ne curățește de orice păcat. Sângele Domnului Iisus ne curățește. Dar de ce spune acolo, dacă umblăm în lumină, dacă umblu în lumină, am nevoie de curățire? Că versetul ăsta e pentru cei care umblă în lumină. Și eu spun, da? Predica odată un frate că a fost invitat la o nuntă, s-a luat un costum mai bun, un costum negru, un costum de gală, s-a întâlnit cu un prieten, spune, măi, m-am privatizat, mi-am făcut o moară de greu, hai un pic să-ți arăt. Și l-a băgat în moară, dar el n-a pus mâna pe nimic, nu m-a trecut de aici dincolo, că noi ești afară, tătere albă. Cam așa e cu pocăința noastră la Iași. Strângem capacele bine, ne păstrăm curați, dar trăim în Iași. Și Dumnezeu e sfânt. Și lumea e stricată. Trecând prin lumea asta, ne întinăm, ne murdărim. Dar vine Biblia, spune, dar dacă umblăm în lumină, avem părtășie și sângele Lui ne curățește. Eu când am predicat despre o metodă rapidă și eficientă de curățire, îi mărturisirea. Că spune în Proverbii 28:13, cine își ascunde fără de legea, nu propășește, dar cine o mărturisește și se lasă, capătă îndurare. Slavă Domnului! E o metodă eficientă. Eu am așezat mărturisirea între îndemnul Duhului și rânduială bisericească. Ce înseamnă îndemnul Duhului? Eu îți plin de Duhul Sfânt. În momentul când am o mică abatere, o mică greșeală, Duhul Sfânt mă mustră, mă acuză și spune, Dragoș, nu trebuie să spui vorba asta, nu trebuie să tragi cu coada ochiului acolo. Eu acum am două posibilități. Am posibilitatea să spun, dar nu m-am uitat, că nu numai eu cu toți fac, și atunci vine Biblia, spune, cine zice că n-are păcat, îl face mincinos. Pe Duhul Sfânt care spune că ai păcat. Prima posibilitate e să refuz. A doua e să verbalizez păcatul. Spun, da, Doamne, am greșit, îmi pare rău, îmi cer iertare, mă duc la un frate, mă mărturisesc că e nevoie. Mi-aduc aminte că într-o adunare, un frate, îl cunosc bine, a avut o vedenie. Se făcea în vedenie când merge la adunare și la ușă era diavolul. Și fratele meu îi spune, ce cauți băi aici? Și el așa cumva pios, vrăjmașul, că am venit să le dau la pocăiți înapoi ce le-am luat. Și el spune, dar ce le-ai luat și ai de dat înapoi? O zic că le-am luat rușinea și i-am făcut să păcătuiască, acum le-o dau înapoi ca să nu se mărturisească. Rușinea ar trebui să ne fie când păcătuim, nu când ne mărturisim. Eram la Arad și îmi trimite cineva un bilețel, frate Dragoș, tu ai primit multe mărturisiri. Nu există o condamnare, un dispreț față de acela ce se mărturisește. A spus, nu! Eu pe cel îl văd ca un învingător, îl văd ca pe un biruitor. Rușinii să le fie la cei care fac păcate și nu le spun și le țin ascunse. Acolo trebuie să fie rușinea. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Și atunci vine mărturisirea păcatelor între îndemnul Duhului, dar contează tare mult sensibilitatea unui om. Aici contează sensibilitatea. Odată un frate care avea 50 de chili, a ajuns la CAP-ul și acolo sunt basculele cele mari care cântăreau tirul și mașini și tractoare și se pune pe bascul și spune la unul, vezi câte kilograme am. De ăla din partea cealaltă spune, dar suite pe basculă. Dar m-am suit. Dacă la unul avem cântarul așa ca bascula de la CAP-ul, face multe și nu-i mica. Altul are cântarul ca la farmacie. Imediat Duhul Sfânt îl face sensibil. Domnul să ne dea sensibilitatea aceasta. Apoi există mărturisirea ca rânduială bisericească. Noi nu oficiem botez în apă fără să treacă pe la mărturisire. Că în Biblie spune, și mărturisându-și păcatele, erau botezați. Eu am întâlnit niște ciudățeni într-un fel. Nu m-am gândit să vorbesc de mărturisire, dar poate prinde la careva. Odată o femeie pocăită, o femeie în vârstă,
Spune, frate, dragul, și eu am avut un păcat în tinerețe. Adică mi-a spus un păcat mare, cumva. Eu zic, soră, dar când s-a întâmplat? Dorești femeie în vârstă? Era vorba de un avort. Spunea, nu eram pocăit, eram tânăr, eram în lume, n-am știut. Bun, dar erai în lume. Frate, nici la preot nu m-a spovedit și nici de când m-am pocăit nu m-a întrebat nimeni și acum mă acuză. De aceea noi la botez în apă dăm voie ca omul să-și deșarte sacul tăt. Că botezul 1 Petru 3:21 îi mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Deci dăm posibilitatea la mărturisire. La ungeri cu un de lemn, Iacov 5:16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Eram într-o adunare și frate a spus că dacă vrei să faci ungeri cu un de lemn, că avem mulți bolnavi, eu zic, fac după Biblie, da? Adică cu mărturisire. Și se ridică fratele, spune, cine vrea să primească ungerea cu un de lemn, dacă știe că are un păcat, o problemă, să iese să mărturisească. Dăm posibilitatea aceasta. Și o soră s-a ridicat și a ieșit. Și tot adunare cu capul în urmă, gândea, oare ce-a făcut asta? Și le-a spus, nu, nu-i bun anunțul. Toți care vor ungerea să iese la mărturisire. Ăla care a făcut păcat îi spune ce a făcut, iar celălalt spune, eu n-am niciun păcat. Dar ieșiți toți ca să nu facem noi deosebire cu ochi rău, știi? Pentru că la Bacău, la o stăruință pe Duhul Sfânt, era obligatoriu mărturisirea înainte de stăruință. Și îi spune la un frate, du-te la fratele și mărturisește. Ăla vine și spune, m-a trimis frate, eu n-am ce spun, n-am nimic. Eu n-am nimic de mărturisit, m-a obligat să vin. Dar fratele proroc se roagă, dar stă și spune, bă, dacă n-ai nimic, ești afară. Dacă e sfânt, ești afară. Dacă nu te mânie niciodată, a, nu, așa avea ceva, i-a spus. Bă, ia vin încoace. Tu vinzi flori la colțul străză? Și că da. Și când la colțul celălalt, doamna de acolo vin din continuu și la tine nu vin clienți, ce spui? Dar el spune, dar de unde știi, frate? Mi-a arătat Duhul Sfânt. O stat aproape o oră și o ieșit plângând de acolo. Multe mai avea de spus omul ăsta. Dar trebuie făcută mărturisirea și avem mărturisirea și la tineri care se căsătoresc. Eu am așezat mărturisirea asta între îndemnul Duhului, așa cum ar fi normală, și rânduială bisericească care trebuie să o avem. Și nu vreau să vorbesc mult de mărturisire, aș vrea să vă spun ceva numai de avantajul ei. Că mărturisirea asta are niște avantaje. În primul rând te scapă de urmările păcatului. Psalmul 38, versetul 18, îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Că un pocăit, când păcătuiește, îl doare sufletul, n-are pace, n-are astâmpări, nu poate dormi, nu poate mânca, l-a supărat pe Dumnezeu. Mă doare de păcatul meu. Prima reacție a omului când o păcătuiști, care a fost frica. De ce te-ai ascuns? Nu cumva ai mâncat? Mi-a fost frică. Prima urmare a păcatului, frica. Și oamenii de 6.000 de ani poartă frica păcatului. Și s-au împărțit în două oamenii. Mergem în Luca, în capitolul 13. Unii aduc o jertfă și îi măcelărește Pilat, peste alții cad de turnul Siloamului. Unii au dezvoltat curentul umanismului, noi, oameni, puterea noastră, Babilonul de altă dată, unii apelează la jertfe, să-L îmbuneze cumva pe Dumnezeu. Dar soluția nu sunt nici turnurile și nici jertfele. Soluția e pocăința. Și Domnul spune, dacă nu vă pocăiți, Domnul să ne dea pocăință tuturor. Și când te mărturisești, scapi de urmarea aceasta a păcatului. Îți dă posibilitatea unui nou început. Am fost într-o biserică din Ardeal, o biserică mare. Vine o soră la mine la 80 și ceva de ani, nu vă spun ci unde, cred că e și moartă sora aceea. Și spune, frate Dragoș, tu poți să-mi fii nepot, nu băiet. Vreau să vorbesc ceva cu tine, dar să nu se mai audă, nu se aude, sori. Eu am primit în viața mea mii de mărturisări. Niciodată n-am divulgat. Spune în Proverbe 25:9, apără pricina ta, nu da pe față taina altuia. Și apropo de aici,
m-am dus în diaspora la o familie și o soră voia să-mi spună ceva, dar prieteni de familie, ne cunoșteam cu bărbatul, sunt prieteni. Spune, măi, dragul, vreau să-ți spun ceva, dar să n-aud. Măi, n-aude, mă, doar îți păstor. Frate, dar să nu s-audă de la nimeni ce vreau să... Măi, nu s-aude. De-aia spune, frate, dragul, dacă aud o vorbă, îți făr botul. Băi, nu fărma botul, că nu spun la nimeni. Ne cunoșteam din copilărie. E, băi, e o plângere de bărbatul ei. Măi, lasă că nu spun la nimeni. Și vine sora asta în vârstă și spune, măi, frate, eu după ce m-am pocăit, după ce m-am măritat în anii tinereții mele, am înșelat odată bărbatul. Așa am căzut la un caz, n-am fost atent, eram tânăr, nu știam multe din Scriptură. Am 60 și ceva de ani de căsătorie, port povoara asta cu mine de 60 de ani. În momentul când vin să anunță, frați, adunare, vin proroci, eu îmi caut de lucru și stau acasă. Nu cumva un proroc îmi spui, ascultă, femeie. O să mă tem de proroci, mă tem de har în adunare, mă tem de musafiri, de 60 de ani por frica asta. Am stat de vorbă cu ea, i-am citit din mica 7 cu 19, că Domnul aruncă nelegiuirea în fundul mării, nu-și mai aduce aminte de ea. Eu șterg nelegiuirea, spune Isaia, ca un nor și ca o ceață. Am asigurat-o prin Scripturi că poate fi iertată. A doua zi, că sta mai multe zile, am spus, soră, ce mai faci? Măi, băiete, așa am dormit de bine, de 60 de ani n-am mai dormit așa. De 60 de ani n-am mai dormit așa bine ca seara. Dar trebuie să porți povara păcatului tău ani și ani, ascunzișurile tale. Că spune în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 24, acolo, că faptele unora sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar altora vin pe urmă. Și în 25 spune, tot așa e și cu faptele bune. Unele sunt cunoscute și acele care nu sunt cunoscute nu pot rămâne ascunse. Care fapte sunt cunoscute și merg înainte? Acele mărturisite, acele păcate care le-ai spus și le-ai lepădat, alea sunt iertate. Dacă altele vin după tine în ziua judecății și de atunci încolo, nu-i pocăință și iertare. Ce înseamnă mărturisirea? Te scapă de sub influența unui demon. Că în spatele marilor păcate există niște demoni, frații mei. Păcatele sunt date de niște duhuri necurate. Da? Filipeni 2 cu 3 spune, nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de ceartă. Când te spădești tare pe acasă cu bărbatul, vezi, nu a intrat un duh la tine în casă? Că eram într-o familie care, așa ca niște săgeți, umbla bărbatul și nevasta. Și spune un proroc, vine diavolul la voi, vă ațâță pe unul împotriva la altul, vă sfădiți câte o jumătate de zi și îl stă deoparte și râde de voi. Pentru că cearta, și în adunare, tot așa, cearta e dată de niște duhuri de ceartă. Când vă vine să vă certați în adunare, nu de la Duhul Sfânt vă vine, nu sunteți robi ai neprihănirii, de la un duh de ceartă. Că era o adunare în care ani de zile s-au certat, frate, și au fost mulți să împece și nu au reușit. Și s-au legat niște frați cu poșă, cu rugăciuni, au făcut o rugăciune de eliberare și unul cu gura mare, gura liv, a spus tare, dar nu el a vorbit, noi plecăm de aici, dar ne ducem dincolo, vedeți ce faceți. Și aici au rămas pace și peste două deadruri mai încolo au izbucnit într-o adunare o mare de ceartă. Cearta îi dată de un duc de ceartă, să știți. Minciuna îi dată de un duc de minciună. Și cum ai să faci? Împărați 22 cu 22 versi. Am să fiu un duc de minciună. Duc de minciună. Că minciuna e dată de un duc. Spui, mă, am spus-o și am scăpat-o, am fost inspirat. Dar de cine ai fost inspirat? Că în Ioan 8 cu 44 spune că diavolul e mincinos de la început și tată minciunii, nu? Minciuna e de la diavolul. Dar eu mai pus o întrebare, că vorbesc cu oameni mari, și am spus, tata minciunii e diavolul. Dar mama minciunii cine? Doar ca să naști un copil, trebuie și tată și mamă. Numai europeni acum nasc altfel. Dar normal, trebuie și tată și mamă, nu? Dacă diavolul e tata minciunii, mama cine? Păi mama ești tu, care te unești cu diavolul, te faci una cu el și ai născut o minciună. Dar nu mai suntem robi a neprihănirii. Acum suntem robi a păcatului.
Dumnezeu să ne ierte, frate. În Osea 5 cu 4 îi un duc de curvie. Curvia-i dată de un duc și-i dată de un duc foarte puternic. Cât reclamă se face la imoralitate, cum s-a schimbat viziunea asupra virtuților, cât reclamă, repet, câte legi păcătoase se dau în ziua de astăzi, cât se scârbă despre ele. Dar asta vine de mult, nu-i de acum. Acum a luat o amploare mai mare. Citeam undeva printr-o carte de istorie că în momentul când Hannibal a trecut munții din Cartagina și a atacat Roma, a ajuns la porțile Romii cu armată, cu elefanți, cu ce a mers el acolo, în senatul Romii se punea problema homosexualității. Asta dezbăteau mari senatori ai Romii. Și când străjedul la poartă a strigat Hannibal am portas, Hannibal la poartă, ca nebunii fugeau, toți nu știau ce să facă. Ce lege aveau ei? Sunt legile care sunt în ziua de azi. Asta e preocuparea oamenilor. Dar curvia îi dată de un duc de curvie. Răzvrătirea din Deuteronom îi dată de un duc de răzvrătire. Când vezi că în adunare câte unul nica nu-i place și nica nu-i bun și nimeni nu-i bun, gândește-te, omule, ce duc te influențează. Cu alte patru bărbați, printre care Core, Datan, Abiram și Onu, fiul lui Peleg, s-au ridicat împotriva lui Moise. Și Moise a spus, măi, un fiul lui Peleg s-a retras. Fiul lui Core nu a fost de acord cu el, numărul 26 cu 11, nu a murit. Dar ceilalți s-au ținut înainte. Și Moise le spune așa, ascultați-mă bine, dacă oamenii ăștia mor așa ca toți oamenii, nu m-a pus Domnul. Dar dacă se va întâmpla un lucru deosebit, dacă pământul își deschide gura și va înghiți de vii, ăștia o cârtit. Și pe când vorbea el, s-a deschis pământul și ei, neveste, copii, cu oi, cu boi, s-au făcut o falie mare, așa o crăpătură, o dus urlând în fundul pământului. Biblia spune că tabra a început să fugă, din cer a venit un foc, 15.000 de oameni au murit atunci, 250 de căpetenii cu cădelnițe, o ars acolo. Eu îmi imaginez oamenii ăștia au fugit acasă, le clănțăneau dinți în gură. La cei care au fost, au spus, băi, ce am văzut noi azi, cum i-a înghițit pământul, cum a venit focul, cum i-a topit acolo. Mai următorul verset spune, a doua zi, o nouă răzvrătire a poporului. Îi omenește? Nu-i omenește, îi drăcește asta. Și predicam o dată într-o biserică din Bucovina lucrul ăsta, din moartea celor răzvrătiți, și când am gătat, îmi spune un frate, măi, tu nu știi ce-i predicat la noi. Noi avem aici un frate care atâta de răzvrătit și de gălăgios și nica nu-i bun și nica nu-i place, era un bătrân și păștea găinile pe imaș. Le-o dat să mănânce niște iarbă. Și s-a dus, fugea cu un băț în mână, o căzut jos, i s-a înfipt bățul în gât și a murit acolo, sufocat. Și tăta adunarea s-a îngrozit. Frații mei, răzvrătirea e dată de un duc de răzvrătire. Sunt păcate care creează dependență, că în spatele lor sunt niște duhuri puternice, așa cum e tutunul, așa cum e alcoolul, așa cum sunt drogurile, așa cum e pornografia, așa cum sunt jocurile de noroc. Încep dintr-o curiozitate, spui nevinovată, hai odată să văd cum e și nu mai scap de păcatul ăsta. Pentru că în spatele păcatului e un demon care pune mâna pe tine și vrea să te ducă în iad. Dar mulțumiri fie aduse lui Iisus Hristos că am ascultat de dreptarul acestei învățături și din roba păcatului ne-am făcut, Hristos ne-a făcut robe în neprihănire. Dumnezeu să ne dea binecuvântare. Și noi acum aducem rod pentru Domnul. La noi nu facem rebelioane la adunare, așa ne-i obiceiul. Pe 31 seara ne adunăm de la ora 6 la ora 8, după aceea ne culcăm și dormim frumos toată noaptea. Cine doarme, ca alții fug să vadă artificiile. Ei și câinii se iau prin curte. Numai ei nu pot dormi noaptea. Și apoi duminică pe întâi avem zi de poștă rugăciune. Toată ziua și cina Domnului, de când ești copil mic. De fapt, la noi obiceiul, că e un obicei la noi, a început că de anul nou tare se făceau mascați. Cum se mai fac? Și când ieșe pocăiță la amiază, venea mascați, îi bătea joc, așa, și fratele Ion a spus, băi, hai să venim mai dimineață și să stăm până târziu. Noi și azi
Am vrut să vin cu niște tineri aici, dar la noi azi e zi de post, de dimineață până seara. Obișnuim să facem cu toată adunarea. Și așa e de frumos, fraților, cred că și la voi se face. Ne pare rău când se gătește ziua de post. Adunarea plină, două balcoane pline. Nu mă pot spune cât e de frumos. Prorocii, lucrări, așa se aude un vuiet când vine Duhul Sfânt. Noi avem tineri foarte credincioși, foarte pocăiți, botezați cu Duhul Sfânt, proroci, prorociță, predică. Când ne-a dat Domnul niște tineri, îs mai buni decât eram noi când eram cadânșă. Așa o strâni Domnul. Și vineri seara am avut am stat de la 7 până la 10 și ceva în adunare. Și a venit un proroc și spune, vreau să aprind un foc iar în mijlocul tinerilor. Avem fete care prorocesc, avem băieți tineri prin liceu care au lucrări și au lucrări de la Domnul. Și spuneam că eram atunci de anul nou, la noi e frumos în adunare. Și așa mă gândeam eu că am citit prin... unde am citit în Exod 23:16, acolo scrie că să ai două sărbători. O sărbătoare să fie cele din tâi roade, cu asta vreau să închei predica, și una la sfârșitul anului, sărbătoarea strângerii roadelor. Și eu mi-am imaginat așa, așa e, nu? Mi-am imaginat așa că aș fi nu în area lui Aravna. În area lui Aravna era un înger, l-a văzut David, s-a speriat când l-a văzut. Și-a făcut un altar și Domnul a oprit urgia, că a murit 70.000 de oameni acolo. Eu am spus că așa în fața adunării, mi-a făcut un exercițiu de imaginație, așa, aș fi aici o arie și Matei 18:20 spune că unde doi sau trei, eu sunt în mijlocul lor, da? Și aici e Domnul Iisus, eu am lucrat mult vreme la CAP, eu aveam parteră. Și toamna te ducei, cântărei pe basculă, unul scria și te plătea după cât ai adunat. Și eu am spus aici în adunare, acum pe final de an, dar e bun și în martie, e bun și în martie. E sărbătoarea strângerii roadelor. Unii frați fac sărbătoarea asta, sărbătoarea mulțumirii în adunare. Eu nu spun că e rău sau e bine, nu comentez. Unii nu sunt de acord. Și mi-aduc aminte un grup de frați de la Vicuv, au plecat în Ardeal și era sărbătoarea mulțumirii. Dar cugetul lor nu prea accepta cu bostani, cu popșoi, cu barabule, dar na, musafiri, ce să spui. Dar erau și struguri și banane și la urmă păstorul spune, acum la urmă fiecare să ia ce vrea. Și un frate de acolo era un dovleac, un bostan, spune el, mare. Și s-a dus și lua pe ceala să-i scoată semințele și să pună și el. Era fratele Mitruț Iliuz, bătrân, acum e cam bolnav. El nu era de acord. Și când venea înapoi, s-o strica mașina. Dar fratele Iliuz spune, mai să nu fii de la bostan, acela care l-a luat. Că el tot cu gândul la bostan era, știi? Și eu m-am gândit sărbătoarea strângerii roadelor și le-am spus la frați. Prima roadă, cât de Matei 3:8, roade vrednice de pocăință. Eu tot anul trecut am fost pocăit. Din ianuarie până pe 31 decembrie am fost pocăit. Voi tot? Și asta o știu și cei din casa mea. Mai comentează într-o seară, îmi spuneau copiii așa tare scuminți. Că tata, dacă ai fi acasă pocăit, că la amvon, ce bine am duce noi. Acum lor le și ciudă că îi mai pun la treabă, știi? Dar câteodată ne cosmetizăm imaginea. Domnul să ne ajute să fim pocăiți, frate. Și venim cu roada pocăință. Și acolo venea preotul cu snopul legăna. Uitați adunarea numărul 1 din Iași, pocăința mea, din august. Eu n-am fost la mare în august. Nu, nu. Eu n-am fost în Antalya sau undeva. Nu, nu. Eu n-am fost duminică la grătar. Nici la tenis cu piciorul. Nici n-am stat noaptea să joc creme. Nu, nu. Eu am fost pocăit. Așa ar trebui să suni declarația noastră când venim cu roada pocăință. Toți vecinii mei știu că-s pocăit și colegii de servici și colegii de școală știu că eu-s pocăit. Și mă gândeam așa parcă o mână de ce, nu știu, neagră, nevăzută, să apucă din snopul pocăință și înrupe câteva smice. Când mi-am adus aminte că aveam momente când n-am fost prepocăit. Cum stați cu roada pocăință? Și apoi vine cât Efeseni 5:9, roada luminii. Stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Anul trecut eu n-am spus nicio minciună, n-am înșelat pe nimeni,
N-am fentat pe nimeni, am trăit în adevăr. Cum stați cu adevărul? Asta înseamnă pocăință. Noi am fost robi a păcatului, acum suntem robi a neprihănirii. Robi a neprihănirii. Când Filipeni 1 cu 11 există și roada neprihănirii. Da? Și în Evrei capitolul 12 cu versetul 11 e vorba de roada păcii. Păi eu n-am trecut dintr-un an în altul să am o problemă cu cineva. Cu unde e roada păcii? Bine, când ieșem în barcare, vedem așa o soră, nu se uita la mine. Și când voia să dau mâna cu dânsa, se făcea că nu mă vede. Și am spus, măi, dar cum e cu pacea? Am spus, măi, vine cu pacea, meleacă. Avem ceva de discutat? Avem? Da, avem. Și apoi am discutat. Avea ciu de pe mine, eu nu i-am făcut niciun rău. Numai că la noi e o rânduială în adunare ca surorile să nu vopsească și ea s-o vopsit. Și frații au criticat lucrul ăsta și eu au așteptat, că tu ești mai bun, am așteptat să mă ridici. Și n-am fost să o ridic, n-am fost să o încurajez. Și frații m-au pus să am o predică despre vopsirea părului și am luat din Biblie, m-am documentat și am vorbit despre vopsirea părului. Și de atunci ea are ciudă pe mine. Și am spus, mă, hai să ne împăcăm, mă, că dacă murim la noapte 1, mergem în iad după 60, iarăi 60 de ani de pocăință și acum trăiesc în pace. Voi tot în pace trăiți? Doamne, ajută-ne! Și vine Galateni 5:22, roada Duhului! Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, blândețe, credincioșia și înfrânarea poftelor. Știți anul trecut cât am fost eu de înfrânat? Că eu am mai spus, măsura de pocăință a unui om nu-i slujirea lui. Eu nu-s pocăit după cum predic în seara asta. Nici voi după cum cântați în cor sau în orchestre. Noi suntem pocăiți după cât suntem de înfrânați. Că Pavel spunea lui Timotei 1:19, Timotei, să păzești credința și un cuget curat, că unii l-au pierdut și au rătăcit de la credință. Credința asta cu care ne lăudăm noi stă numai într-un cuget curat, Domnul să ne-l dea. Și în Amos 6:12, roada dreptățe. Și în Evrei capitolul 13, versetul 15, îi rodul buzelor, da? Și în Romani, unde am citit aici, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Cum stăm cu roada buzelor? Cuvintele noastre din adunare și acele de afară, de prin Iași? Domnul să ne dea ipocăință. Mulțumim lui Dumnezeu. N-am avut un cuvânt pentru dumneavoastră, am spus că rămân la cuvântul acesta. Mulțumim la Dumnezeu că din robia păcatului ne-a făcut robi a neprihănirii. Prin ascultarea din toată inima de dreptarul acesta. Și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Plecăm acasă, por despre voi o plăcută aducere aminte. Mă mai rog din când în când pentru voi, că spunea Pavel, când mi-aduc aminte de voi în rugăciunile mele, mă mai rog, rugați-vă și voi pentru mine. Și predicam eu într-o adunare că sunt lucruri pe pământ care nu-s permise, dar în cerea să ne fie îngăduite. Îl văd pe vârful muntelui Pisga, pe Moise, cu mâna streașnă la oști, încercând să scruteze țara lui Israel din Dan până Berșeva. Și a spus, Doamne, lasă-mă să intru. Și Dumnezeu zicea, nu! Nu, că m-ai nesocotit acolo, nu intre! Și nu a intrat. Dar la schimbarea la față, alături de Domnul Iisus, știi ce era pe teritoriul evreiesc? Moise, eu fost voi, eu i se da voi după moarte. Și Ilie, nu putem sta mai mult la Iași, vreau să plec acasă. Dar ce nu ne-i îngăduit aici, să ne fie îngăduit acolo. Și acolo vom sta totdeauna cu Domnul. Frații mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu știm ce îngăduie Dumnezeu. S-a cântat aici despre teamă, despre pandemie. Acum cred că nu mă filmați, că aici nu se filmează. Că și-o filmat, e filmat aici? Dumnezeu să vă ierte, puteți. Și ăsta e un semn de mândrie. Noi, de când a început pandemia și până s-a gătat, dacă s-a gătat, dacă a început, n-am purtat niciunul mască, n-am avut distanțare socială, am făcut cina cu paharul, spălarea picioarelor și n-am avut niciun deces de COVID. Și Domnul ne-a păzit de boala asta.
Dacă a fost pandemie, a fost. Eu nu contest, a fost. Am auzit că unii au suferit, au murit. Treaba lor dacă au vrut să moară. Eu am avut har, noroc, ghinion. Cea mai mare televiziune din lume, un canal, omni la Bosanci, ca să-mi iei un interviu. Era un cameraman de prin Italia, un realizator de programe din Washington și o fată care, din Anglia, care vorbea românește. Și îmi spune primarul, mă, vezi că vine azi la CNN să vii să dai un interviu, anunță-mă că eu vin la primărie. Dar noi era miercurea și la noi miercurea era zi de post și erau frață, surori în adunare. La ora 12 mai văd, puteți la ușa adunării. Au venit ei acolo, filma adunarea, a spus, ce faceți? Ei îmi spune, am vrea să luăm niște cadre dinăuntru, putem? Eu îi spun la primar, mă, dar n-are niciunul mască. Aia din Anglia, fata aceea știe românește. Spus că nu vă facem probleme, promitem. Și au intrat, de la noi nu-i voi filmat. Și am lăsat 2 minute, că erau frață, surori la rugăciuni, cântau din harfă și imaginele astea au fost difuzate prin America, peste tot. Când m-a sunat frață, bă, dar ești mare vedet, măi, cum ai apărut acolo? Dar eu nu știu dacă e bine sau nu că am apărut. Și el spune, domnule, ieri am aterizat la București, am luat interviu la doctorul Gheorghiță, dumitale ești al doilea om. Și mă întreabă, printre altele, care sunt sursele de informare vis-a-vis de pandemie? Și mi-a spus, domnule, sursele de informare nu sunt credibile la nivel național, că nu spun adevărul și eu nu-i pot controla. Eu n-am acces la statisticile lor. Vorba lui Stani, nu contează cine votează, contează cine numără votului. Și el a rămas așa la mine. Și atunci am a doua sursă. Mă întreabă, care? Realitatea din teren. Avem o biserică foarte mare, în 2 ani de zile n-am avut pe nimeni de pandemie. Eu cred ce văd, nu ce aud de la alții. Fratele Relu Moldovan la București m-a văzut pe televizor. O spus, măi, dragul, dar cu credința nu-i prin vedere, prin auzire. De măi, la pandemie e prin vedere la noi. Credința în Domnul Iisus e prin auzire. Și m-a mai întrebat cum ne raportăm la știință. A spus aici la noi în adunare, avem mulți care sunt la medicină. Uite fata aceea de la noi din adunare, o termina medicina. Dincolo am întâlnit o altă fată, tot vecina mea care o termina. Avem medici, avem judecători, avem aitiști, avem oameni, ne raportăm bine. Dar cum vă raportați la legile statului? Eu am spus, dacă legile statului se conformează Bibliei, le ascultăm, promovăm ascultarea. Dacă legile sunt împotriva Scripturii, ne rezervăm dreptul să nu ascultăm. Și el spune, dar mergi drept, așa, nu te tem, nu mă tem deloc. Frații mei, dar eu am vrut să spun altceva. Cred că și pandemia asta, și războiul care ne sperie câteodată, sunt îngăduite de Dumnezeu. Nu spun că-s trimise de Domnul, acum un vecin se certa cu mine că Domnul l-a trimis, băi, așa crede mai departe. Îs îngăduite de Dumnezeu, știți de ce? Prea ne-am înfipt rădăcinile în pământ, prea multă bunăstare, prea ne-am închis în cochilia asta a comodității noastre, predicăm că suntem străini și călători. Eu predicam odată la un priveghi în Prag, suntem străini și călători, cetățenia noastră nu e aici. Și i-am spus la gazdă, băi, lasă-mă să predic, avem un palat în spatele meu, parcă era casa de cultură, dar predicăm și oamenii din sat râd. Că prea ne-am făcut firme, prea fugim după bani, prea fugim după lux și Domnul nici nu o smuls, mă o leacă așa din pământ și spune, măi, cetățenia voastră în cer, de unde și așteptați pe Domnul Iisus Hristos. Și El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin puterea care o are să schimbe toate lucrurile. Doresc să ne întâlnim pe plaiurile veșnicie. Rugați-vă pentru mine, eu mă rog pentru voi. Ce nu ne îngăduit aici. Și acolo, spune Pavel în Tesalonicen 4:17, vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin.